Suntem în 2012 într-un moment în care anticomunismul, societatea deschisă, statul modern sunt teme la fel de actuale ca în, în 89. Și oare de ce sunt la fel de actuale? O să fac un tablou al ultimilor 23 de ani cu niște jaloane pe care eu le consider relevante pentru a explica de ce suntem tot acolo, sau aproape tot acolo. Revoluție. 1142 de morți, 3138 de răniți, 760 de reținuți, o optime înainte de 22 decembrie. Foarte important. Nici o persoană nu a fost oficial acuzată până acum de comiterea unor acte de terorism. TVR, singura medie la momentul acela cu impact puternic, instrument principal în conspirație și în ceea ce s-a întâmplat în continuare. Ca și acum aș putea spune. Dar regimul Iliescu, după câteva săptămâni în care au stat ascunși, comuniști de rangul 2 sau ai mișcării de tineret comuniste, elemente ale poliției politice implicate în activitatea de export, întreprinzători cu resurse din tranzacții cu statul au creat, sau recreat, mai bine zis, rețeaua. Oamenii de afaceri care nu iubesc competiția și piața liberă au nevoie de politicieni care nu cred în democrație și în, libertatea societății. Și invers. Rețeaua, chiar dacă era creată pe interese și pe viziuni privind dezvoltarea României, ea a fost recreată după Revoluție și perfecționată permanent. Aparență de democrație, ce am avut în regimul Iliescu? Aparență de democrație, aparență de stat de drept, aparență de piață liberă. Avem mineriada, care dincolo de a fi o tentativă sau un război de apărare a puterii, eu cred cu tărie că a fost o acțiune deliberată de a frâna entuziasmul și ceea ce putea aduce el. Tratat cu RSS. În 1991, 22 martie semnează Adrian Stase, 5 aprilie semnează Ion Iliescu la Moscova. Sunt exact lunile în care celelalte țări din blocul comunist băteau cu insistență la ușa NATO și a Uniunii Europene. România a fost singura țară care a marșat la planul sovietic de semnare de tratate bilaterale pentru a bloca pentru cel puțin 15 ani intrarea în alte alianțe militare. CDR, 1996-2000. Nevoia de schimbare plutea în aer încă din 92, a crescut, s-a întâmplat. De fapt, rețeaua nu a putut fi oprită. Am avut de-a face cu niște elemente de însănătoșire economică destul de dure, care au fost suficiente împreună cu acțiunea media, aș putea spune, de a pulveriza notorietatea dreptei, a CDR-ului și a lui Emil Constantinescu. A fost o perioadă ratată, sistemul nu a fost nici măcar struncinat, de destructurare nici nu poate fi vorba. S-ar putea spune prin înfrângerea ideii că sistemul a câștigat. Și președintele de atunci a rostit-o chiar el că structurile l-au învins. 2004. Rețeaua prosperă. Lupii tineri încearcă să grăbească succesiunea de la Iliescu către Năstase. PSD-ul are o capacitate și o abilitate excepțională de a asigura procesul de intrare în NATO și procesul de intrare în Uniunea Europeană, drenând total partea reformistă a acestui proces. Avem de-a face în toți acești ani cu o rezistență la schimbare fabuloasă, chiar în locuri în care
Această schimbare nu ar fi provocat mișcări spectaculoase ale instituțiilor, ale regulilor de funcționare, cum ar fi ICR-ul acum, de exemplu. Pentru că rețeaua știe că orice schimbare aduce o deschidere și aduce o altă schimbare și totul trebuie menținut status quo pe care ei l-au creat, fiind singurul în care ei pot avea succes. 2000. Alianța, da, un al doilea moment tratat. Coafura rezistă, rețeaua mafiotă rezistă, PNL-ul trădează și a fost momentul în care rețeaua părea de neînvins, poate și prin contrapunct cu succesul Alianței. Proiectul Băsescu, sau regimul Băsescu, caracterizat de un dozaj permanent între acțiunile de întărire a instituțiilor și de dislocare a rețelei și păstrarea unei majorități care să miște lucrurile înainte. Acest dozaj a necesitat compromisul. Dozaj în viteza de noire a clasei politice. Dozaj în viteza de întărire a instituțiilor statului. Permanent a trebuit asigurat o masă critică care să miște lucrurile înainte, majoritatea oamenilor de decizie nedorind această schimbare. 2012, lovitura de stat. Măsura faptului că reforma statului chiar se întâmpla, în opinia noastră. Cauza principală, se ajunsese la un punct în care modernizarea statului ar fi putut deveni irreversibilă. Salvarea alimentării cu resurse și a libertății. Asta au vrut cei care au pus la cale lovitura de stat să apere. Alimentarea cu resurse începuse să se taie și libertatea devenise o problemă. Sprijinul occidental a fost foarte important în trecerea peste această tentativă de lovitură de stat și aș așeza sprijinul occidental în antiteză cu campania socialistă anticolonialistă. Mi se pare ireal că în 2012, într-o țară din Europa și din NATO, oamenii, jurnaliști să propovăduiască și oameni să creadă în discursul anti-occidental și anti-european ca fiind colonialist și ca vrându-ne răul și așa mai departe. Eu mă întreb dacă în Malta, Cipru sau Lituania, țări foarte mici, există curente privind colonialismul european asupra țărilor lor. Este un populism absolut grețos și cred că media are o misiune foarte importantă să nu cultive asemenea aberații. Care dacă ar fi doar aberații, ar fi bine, dar sunt extrem de dăunătoare mentalității și optimismului social. De fapt, vorbim despre o luptă acerbă între cei care respectă lumea civilizată, vor să trăiască într-o lume civilizată, pentru că într-o astfel de lume au toate șansele și cei care vor să ne scoată din civilizație, vor să nu se ajungă la o economie de piață corectă, vor să nu se ajungă la instituții puternice, pentru că în această societate ei n-ar avea nicio șansă. Aici este lupta și ce avem de făcut? Păi, ce avem de făcut noi, Noua Republică și societatea. Muncă, aș spune în primul rând, cum se face, încet, încet se obține o altă cultură a muncii în țară, pentru că trebuie combătut politica asta asistențialistă, care, dincolo de a afecta bugetul și înainte de a afecta bugetul, după părerea mea, afectează piața muncii, afectează valoarea reală a salariilor. Asistăm de fapt la o impostură și o mistificare a stângii instituționalizată. Nu mai există cazuri cu nume și prenume,
există cohorte de politicieni, de manageri, de șefi de instituții care nu au nicio legătură cu integritatea, cu competența, cu școala și care se ocupă de drumul acestei țări și de viziunea acestei țări. Pentru că și munca, și educația, caracterul și integritatea, și instituțiile puternice se obțin încet, încet, și nu peste noapte. Asta face misiunea cea mai grea, pentru că răul se poate face peste noapte foarte ușor, binele nu se poate face decât încet, încet, cu migală. Din fericire, după cum vedeți și la numirea Procurorului General, Europa stă cu ochii pe noi. Asta ne-a fost salvarea și astă vară, asta ne va fi salvarea și în continuare. De ce nu poate Guvernul României și nici alte guverne să ignore pur și simplu Europa? Pentru că nu are bani. Nu mai avem bani nici noi. Domnul Ponta a avut un exces de sinceritate, a scăpat corumbelul din gură. A spus că a acceptat gormul la referendum impus de Barroso pentru că s-a gândit la salariile românilor. A scăpat corumbelul din gură, eu l-am auzit când a făcut declarația aceasta. Și fără împrumuturi, anul ăsta 16 miliarde împrumutăm de euro. În 2013, un vârf de plată a sarcinilor, a datoriei și a scadențelor datoriei românești, cu care nu știu cum vom trece.